Știți împreună cu mine la Psalmul 119 și permiteți-mi să recitesc pasajul, pentru că este scurt și în noua traducere, să avem puțin termen de comparație, cred că este benefic lucrul acesta și apoi să ne apropiem pentru câteva clipe de Cuvântul lui Dumnezeu. Niște prinți mă prigonesc pe nedrept, dar inima mea tremură doar la cuvântul tău. Nu mă bucur de cuvintele tale, eu mă bucur de cuvintele tale ca cel ce a găsit multă pradă. Urăsc înșelătoria, nu o pot suferi, dar iubesc legea ta. Te laud de 7 ori pe zi, din pricina judecăților tale cele drepte. Cei ce iubesc legea ta au parte de multă pace. Și nimic nu-i poate face să se împiedice. Doamne, nădăjduiesc în mântuirea Ta, împlinind poruncile Tale. Sufletul meu păzește mărturiile Tale și le iubește mult. Păzesc hotărârile Tale și mărturiile Tale, căci toate căile mele sunt înaintea Ta. Amin. Spre finalul acestui psalm, psalmistul din nou, cum am mai făcut, ne pictează un portret a ceea ce înseamnă un om credincios. Și este un mare beneficiu pentru noi să putem din nou și din nou să privim în această oglindă care este Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem felul în care psalmistul ne prezintă portretul omului credincios și să ne comparăm viața noastră, inima noastră cu această realitate și să vedem dacă suntem un asemenea om, dacă suntem un asemenea suflet credincios. Și acolo unde vedem deficiențe, acolo unde Duhul lui Dumnezeu descoperă necredință, să venim înainte Domnului și să ne rugăm ca El să lucreze încât să semănăm din ce în ce mai mult cu acest portret. Și psalmistul vine și prin diverse puncte punctează cum arată viața, caracterul, mintea, sufletul omului mântuit, omului care este credincios în Dumnezeu. Și adevărul este că acest portret este așa de diferit de felul în care noi ne gândim la un om de succes sau chiar la un om credincios în ziua de astăzi. Ceea ce noi am descrie poate ca și un om credincios este departe de ceea ce descrie Scriptura de multe ori. Sau ceea ce noi am considera că este portretul unui om a cărui viață noi am dori-o sau am vrea să imităm, am vrea ca să fim așa, este departe. Noi am creionat poate o imagine a omului desăvârșit sau omului de succes, de multe ori mai mult din înțelepciunea lumii acesteia, din filosofiile ei, decât din cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori portretul omului bun, credincios și așa mai departe, chiar și pentru noi pocăiții, înseamnă un om de succes ca și toți ceilalți oameni, după standardele lumii acestea, și pe deasupra cireasa de pe tort este că este și credincios. Când de fapt, în perspectiva psalmistului și în perspectiva Bibliei, lucrurile stau total altfel. Credința nu este cireasa de pe tortul, da? Caracterului lumesc și succesului lumesc. Nu doar că ești un om educat, nu doar că ești un om respectat, nu doar că ești un om cu succes financiar, un om cu faimă, dar peste toate astea e și pocăit. Nu. Scriptura prezintă lucrurile altfel. Credința este temelia pe care se zidește viața omului credincios. Pornești de la credință și datorită credinței și călăuzit de credință, toată viața credinciosului este zidită și cârmuită și nu arată cu nimic nu arată la fel ca și lumea celor, ca și viața celor necredincioși. Asta nu înseamnă că oamenii credincioși nu pot ca să aibă, de exemplu, succes intelectual sau succes material sau nu pot să aibă succes în anumite sfere, dar și succesul acela va fi diferit. Da? Omul acela de succes, între ghilimele, care este creștin, va fi diferit
fundamental diferit, diferit în cum a ajuns acolo, diferit cu ce, ea ce face când ajunge acolo, diferit felul care trăiește, diferit din toate punctele de vedere, da? Pentru că temelia pe care s-a zidit viața lui este total altceva, da? Pentru noi, a fi credincioși nu este ceva tangențial, nu este ceva care doar să adaugă la identitatea noastră, da? Ci este temelia identității noastre. Încep cu realitatea că sunt credincios și apoi să zidesc toate celelalte lucruri. Apoi pe aceasta se zidește identitatea mea ca și soț, ca și părinte, identitatea mea profesională, identitatea mea în societate, tot se zidește pe această, pe această temelie. Da? Și atunci când suntem cu adevărat credincioși, viața noastră, caracterul nostru arată radical diferit decât cei din lume și ne raportăm la lume în mod diferit și lumea se raportează la noi în mod diferit. Și psalmistul începe portretizarea lui la versetul 161 prin a spune aceasta. Credinciosul sau creștinul, da, contextualizăm, sunt conștient că el vorbește despre oameni credincioși în Vechiul Testament, dar dacă contextualizăm în contextul nostru, vorbim despre creștin. Credinciosul este un om prigonit. Întotdeauna. Da? Fără excepții. La niveluri diferite, în feluri diferite, dar credinciosul întotdeauna se află într-un fel sau altul sub prigoană. Niște prinți sau voivozi, în traducerea Cornilescu, mă prigonesc pe nedrept. Întâi ni se arată cine sunt cei care prigonesc pe credincioși. Cine prigonește? Și anume, prinții aceștia sau voivozii aceștia. Cei care sunt într-o poziție de autoritate, care au uneltele necesare ca să facă această prigonire. Cei delegați de Dumnezeu de altfel să păzească dreptatea, prigonesc pe cel credincios. Cei care ar trebui ca să apere pe cel credincios, să apere pe cel care iubește dreptatea, ajung întotdeauna, pentru că trăim într-o lume păcătoasă, pentru că trăim într-o lume căzută, să prigonească pe cel credincios. Și există o durere fantastică a nedreptății săvârșită de cei în autoritate. Este o durere mai profundă. Autoritatea mare vine cu o responsabilitate mare. Și înțelegem lucrul acesta instinctiv. Când un om este pus într-o poziție de autoritate, avem așteptări mari de la el. Pentru că înțelegem că i s-a delegat o autoritate care vine cu o responsabilitate mare. Și de aceea avem un alt standard, sau ar trebui să avem un alt standard pentru cei care sunt într-o funcție de autoritate. Asta este adevărat pentru păstori, asta este adevărat pentru guvernanță, asta este adevărat pentru profesori, asta este adevărat pentru oricine care exercită o autoritate asupra noastră. Și atunci când autoritatea aceea se îndreaptă împotriva noastră, este o durere fantastică. Pentru că așteptările noastre era că acea persoană este la un alt nivel, este la un alt standard. Și s-a dat acea autoritate pentru a mă proteja pe mine, pentru a mă ajuta pe mine. Și eu am crezut că de aceea este în acea funcție. Și când acea persoană mă dezamăgește, este extraordinar de dureros. Da? Când cei cu multă autoritate sunt nedrepți, este cu atât mai dureros. Înțelegem în lăuntrul nostru că au încălcat un mandat care l-au avut de la Dumnezeu și suntem extrem de afectați. Și aceasta de multe ori produce o disperare atunci când suntem prigoniți de cei în autoritate. Când unul care este egal cu tine, un coleg, de exemplu, te disprețuiește sau te prigonește, este rău. Dar nu este la fel de rău cu a fi prigonit sau disprețuit de unul care este deasupra ta. Unul care este poate pus acolo ca să aibă grijă de tine. De exemplu, dacă ești într-o clasă la școală, da, copiilor, și colegul tău își bate joc de tine. Este rău. Este neplăcut. Dar știi că există oameni deasupra voastră în autoritate să intervină. Și ai putea ca să zici, hei, domn profesor, doamnă dirigintă, uite ce se petrece. Nu i-am făcut nimică, nu i-am reproșat nimică, nu l-am ofensat cu nimică. Și uite, m-a prigonit, m-a
pleznit ce s-o fi întâmplat. Dar ce se întâmplă când te scoate de un profesor la tablă și începe și își bate joc de tine? Te ridicolizează, face glume proaste la adresa ta și așa mai departe. Ce se întâmplă atunci? Ajungi la o descurajare fantastică, pentru că de o parte ești extrem de dezamăgit și de îndurerat, că cel care este acolo să te protejeze, să te învețe, să exercite o autoritate benefică asupra ta, a devenit dușmanul tău. Și pe de altă parte înțelegi că nu ai la cine să te duci. Exact persoana care trebuie să te protejeze, exact persoana la care ar trebui să te duci cu plângerea ta, este cel care te asuprește. Și lucrul ăsta se întâmplă și în viața noastră când vedem că sistemele, persoanele din jurul nostru care ar trebui să ne protejeze, să ne apere interesele, să le pese de noi, de fapt, sunt prigonitorii noștri. Da? Lucrurile astea se întâmplă inclusiv în biserici, atunci când enoreașii, credincioșii, se duc la conducerea lor spirituală cu probleme reale, cu plângeri reale și sunt desconsiderați, chiar ajung ca să fie prigoniți pentru simplu fapt că cer ajutor de a trăi o viață evlavioasă. Și ajung la o disperare. La cine să mai mă duc? Ce să mai fac? Sunt prigonit exact de instituțiile, de persoanele, de autoritățile care trebuie să mă apere. Nu mai am nicio scăpare. Și așa ar fi reacția firească. A fi prigonit de cineva care este în autoritate este groaznic. Este groaznic. Da? Fie ei păstori într-o biserică, fie ei profesori în școală, fie ei guvernanți în societate, poate conduce pe om la o stare de disperare, la o suferință profundă. De ce prigonesc acești oameni pe credincioși? Psalmistul spune, prigonesc pe nedrept. Credinciosul adevărat n-ar trebui să dea vreodată un motiv ca să fie pe drept prigonit. El întotdeauna va fi pe nedrept prigonit dacă este cu adevărat credincios și dacă trăiește după cuvântul lui Dumnezeu. Credinciosul apără adevărul întotdeauna și urăște falsitatea și urăște minciuna, urăște tot ceea ce este rău. Așa că oricine este pus în autoritate și delegat autoritate din partea lui Dumnezeu să apere adevărul, inclusiv cei care au puterea sabiei, spune Scriptura, care trebuie să oprească ce este rău și să laude ce este bine, credinciosul n-ar trebui ca vreodată să fie sub prigoana acelei autorități, oricare ar fi ea, pentru că credinciosul întotdeauna caută binele, caută dreptatea, caută ce este adevărat. Credinciosul este supus, nu atentează la dreapta autoritate. Nu cauzează răscoală doar pentru că ar vrea el ca să fie în autoritate. Nu face răscoală în biserică, nu face răscoală la școală, nu face răscoală în societate, pe nedrept. Da? Asta nu înseamnă că el nu caută dreptatea și nu semnalizează erorile sau greșelile, dar pe nedrept. El este supus. Cât timp se află sub o dreaptă autoritate, el este supus. Și ce înseamnă dreaptă autoritate? Nu intrăm, este o discuție mai amplă, care am mai avut-o și o să o mai avem, diferă. Da? Standardul dreptății diferă în biserică versus în societate. Eu nu pot să mă duc să fac răscoală, să iau primăria cu forța, pentru că nu-mi place politica primarului din Zală. Dar asta nu înseamnă că sunt chemat la același standard într-o biserică. Păi nu contează că în biserică se predică erezii nimicitoare, nu contează că există imoralitate în conducere, eu sunt chemat să fiu supus. E treaba păstorului dacă el trăiește în curvie, e treaba păstorului dacă el este hoț, e treaba păstorului dacă el predică erezii, eu sunt chemat să fiu o oiță blândă supusă. Nu. Pentru că standardul la care este chemat păstorul este unul și standardul la care este chemat primarul este altul. Da? Și apostolul ar trebui să fie mult mai mare. Și ceea ce se cere mie ca și supunere este diferit față de guvern versus față de biserică. Oița are un mare păstor de care trebuie să asculte, a cărui glas trebuie întotdeauna să îl caute. Dar un creștin nu atentează la dreapta autoritate. El este supus. Da? Guvernul României n-ar trebui să aibă nicio frică de răscoală din partea credincioșilor cât timp ei funcționează în parametrii delegați de Dumnezeu. Da? Credinciosul își face totdeauna datoria față de cei în autoritate. Fie că vorbim de guvern, credinciosul își
plătește taxele, este un bun cetățean, încearcă să păstreze ordinea și legea, fie că este vorba de biserică, credinciosul va căuta întotdeauna să sprijine lucrarea bisericii, credinciosul va căuta întotdeauna să-și facă datoriile față de biserică, fie că este vorba monetar, fie că este vorba financiar, moral sau altceva, da? Niciodată nu va căuta să se substragă de la aceste realități. Păstorii, mai ales în România, să tem mai tare decât de Satana că bisericile nu vor să îi plătească, da? Toate discuțiile care le am cu păstorii în România pe tema aceasta, păi frate, dacă am merge după Scriptură și am fi 100% după Scriptură, da? Cel care predică Evanghelia să trăiască din asta, să fie plătit de biserică, păi am murit de foame, frate, că ăștia nu ne-ar plăti. De aia noi mai trebuie să mai facem un ciubuc, mai trebuie să mai facem o fundație, o chestie, un ONG, mai trebuie să mai facem un turneu evanghelistic, un pliculeț, un ceva. Pentru că am murit de foame altfel. Tu crezi că poți trăi pe minim pe economie ca și păstor, că ăștia nici minim nu ne-ar da. S-ar putea să ai o biserică plină de necredincioși. Pentru că credinciosul întotdeauna își face datoria față de autoritate. Și Biblia spune că trebuie să împărtășești din bunurile tale materiale cu cel care a împărtășit din bunurile spirituale. Biblia spune că trebuie îndoită cinste pentru cei care predică cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu și sunt devotați la aceasta. Și nu există, nu există pe fața pământului o biserică compusă, nu din toți credincioși, dar din majoritatea credincioși, care să nu vrea să-și plătească păstorul în mod corect. De ce? Pentru că credinciosul nu doar că respectă autoritatea, ci își face datoria față de autoritate. Da? Își face datoria față de autoritate. Chiar Mântuitorul ne-a spus să dăm cezarului ce este a cezarului. Și poate mai șocant este că chiar el a plătit daria, taxa care trebuia plătită la templu. El care este templul lui Dumnezeu, a plătit daria de seamă care trebuia plătită către preoții din vremea lui. Hristos nu a răsturnat în niciun fel autoritatea care Dumnezeu a lăsat-o pe acest pământ, fie ea autoritate religioasă, fie ea autoritate civilă. Hristos a respectat-o și a plătit tot ceea ce a trebuit să plătească. Deși am putea, dacă cineva nu este dator să plătească aceste datorii, este Hristos. Da? Ucenicii lui, de asemenea, sunt învățați de el să respecte și să-și facă datoria față de orice autoritate stabilită de Dumnezeu. Credinciosul niciodată nu recurge la violență pentru a-și apăra interesul sau a-și apăra interesele împărăției care o reprezintă. Rețineți când au mers ca să-l aresteze pe Domnul Iisus, Mântuitorul nu i-a incitat la violență pe ucenici. N-a zis, ok, acum trebuie să strângem și noi o armată de zeloți, o armată de oameni care țin cu mine, să găsim arme, sulițe și să facem și noi o armată revoluționară și gata, vom dărâma puterea Imperiului Roman la Ierusalim. Nu. Din contra, când Petru a scos sabia ca să-l apere pe Mântuitor și a tăiat urechea slugii marelui preot, Hristos l-a certat pe Petru. Pentru că Petru n-a înțeles că împărăția lui Dumnezeu nu se poate apăra cu armele pământești, cu violența. Da? Împărăția aceasta care noi o reprezentăm și noi o avansăm, nu poate fi până la urmă avansată prin aceste mecanisme. Ba mai mult, Mântuitorul a reparat ceea ce a distrus Petru prin violența sa, punând urechea la loc și vindecând pe robul marelui preot. De ce atunci, totuși, suntem prigoniți? Și suntem prigoniți. Credincioșii sunt prigoniți peste tot. Oriunde sunt credincioși adevărați, există prigoană. La noi mai puțin, dar în alte părți a lumii mai mult. Da? Până la urmă, istoria cere acum, în vremea contemporană, mai mult sângele martirilor decât a cerut în trecut. Faptul că acum nu mai realizăm lucrul acesta, când citim în cărți de istorie și vedem cât sânge de martir a fost vărsat, noi nu ne dăm seama că acum se varsă mai mult sânge de martir. De ce totuși există prigoană dacă nu există vreun motiv? De ce astăzi credincioșii sunt prigoniți, de exemplu, în comunitățile în care se află ei? Fie de
societate, fie chiar și câteodată în bisericile în care, în care se află. Credinciosul trăiește pentru Dumnezeu și pentru dreptate într-o lume lipsită de dreptate. Credinciosul este o amintire constantă, o judecată perpetuă pentru cei care se află în putere că ei nu sunt drepți. Și ca atare, sunt extrem de incomozi, extrem de incomozi. Cel puțin așa ar trebui să fie. Credinciosul nu este periculos prin ceea ce face el, în sensul că atentează sau face răscoală, dar este periculos prin ceea ce reprezintă, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Creștinul trebuie să fie, creștinul în societate trebuie să fie conștiința poporului. Atunci când societatea a uitat ce este bine și ce este rău, creștinul și comunitățile de creștini ar trebui ca să fie conștiința poporului nostru. Să se uite cei din jur, cei din orașul nostru, din județul nostru, din țara noastră, la biserici, la comunitățile de oameni credincioși și să întotdeauna să fie amintiți. Asta este dreptate. Dăm noi ce legi dăm, spunem ce spunem, vociferăm ce vociferăm, dar când privesc la noi să spună în lăuntrul lor, în sinea lor, aia este dreptate. Să fim conștiința poporului. Creștinul trebuie să fie busola morală a societății în care se află el. Vor asculta? Probabil că nu. Dar conștiința ta te mustră când o încalci, chiar dacă nu asculți, ea tot te mustră. Prin simplu fapt că este prezent în tine, conștiința te mustră. Tu încalci, îți vezi de treaba ta, dar ceva în tine te sâcâie, te mustră, tu știi că ai greșit. Creștinul este aceasta pentru comunitatea în care se află. Busola arată drept chiar când tu alegi să mergi strâmb. Busola spune că acolo e nordul și te duci invers, dar ea tot drept îți arată. Ea nu-și schimbă ceea ce îți arată prin faptul că tu nu vrei să asculți de ea. De asemenea, creștinul este de așa natură, prin credința lui, încât indiferent ce face societatea, indiferent ce face comunitatea din care face parte, el rămâne adevărat. El rămâne îndreptăț, el rămâne direcționat spre Dumnezeu. Și lucrul acesta este extrem de deranjant. Da? Pentru că întotdeauna este o amintire constantă, o amintire constantă a ceea ce este drept și a ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12 și 13, în felul următor: toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă în Hristos Iisus vor fi persecutați. Toți. În timp ce oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, înșelându-i pe alții și înșelându-se pe ei înșiși. O, de-am învățat lucrul acesta odată, de ne-am obișnuit cu acest gând. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu cât vom fi mai persecutați, mai detestați de lumea în care trăim. Biserica lui Hristos trebuie să fie mai preocupată cu adevărul lui Dumnezeu decât cu acceptarea din partea lumii. Și în ziua de astăzi, bisericile sunt așa de preocupate cum să fie relevante, cum să fie acceptate, primite, cum să se integreze în cadrul comunităților în care se află, în loc să fie preocupate să fie o lumină, să fie un bastion al adevărului în acele comunități. Nu am fost chemați să fim populari, să fim agreiați, să fim aplaudați. N-am fost chemați să fim confortabili în această lume, să trăim în așa fel, să ne desfășurăm activitatea, încât să avem confortul care ni-l dorim, să fim acceptați, să nu ne deranjeze nimeni. Și am fost trimiși ca niște miei în mijlocul lupilor. Așa ne-a lăsat Mântuitorul în această lume. Tabloul este extrem de plastic. Cum te simți tu în mijlocul acestei lumi? Imaginează-ți un miel înconjurat de o haită de lupi. Cât de repede îi bate inima mielului. Cât de în pericol se simte. Cât de iminent este pericolul. Cât de confortabil este el acolo. Cât de acceptat crezi că este mielul de haita de lupi? Câte puncte în comun crezi că au? Niciun. Confort zero, teroare maximă, moartea iminentă. Și Hristos ne-a trimis pe noi, ucenicii Lui, ca niște miei în mijlocul lupilor. Ne-a lăsat în această lume și noi ne aflăm într-o primejdie continuă.
Suntem ca niște străini și călători într-o țară care nu ne aparține. Care nu ne aparține. Suntem ca niște emisari a unei împărății cerești trimiși să anunțăm venirea împăratului nostru care va pune sub stăpânirea lui orice făptură. Orice împărat, orice dregătorie, orice guvern, orice putere, orice autoritate va îngenunchea înaintea împărăției noastre. Ăsta e mesajul nostru. Și noi suntem emisarea împăratului. Cât de acceptați putem fi dacă avem această misiune? Și dacă ne facem treaba? Acceptarea, integrarea, asimilarea în mijlocul societății în care trăim este o imposibilitate în aceste condiții. Prigoana, în schimb, este o certitudine. Mai mult, Apostolul Pavel ne spune că acest fenomen se manifestă chiar în mijlocul bisericii. Rețineți? Pavel scrie lui Timotei, ca un tânăr păstor care se confruntă cu problemele din biserică. În biserică își vor da învățători după placul lor. În biserică nu vor mai suferi adevărul. În biserică vor prigoni pe cei care caută să fie evlavioși. O, că lumea o face, nu ne mai surprinde. Că lumea prigonește pe creștini și valorile lui, n-ar trebui să ne surprindă. Dar nici că biserica, cu ghilimele de rigoare, o face, n-ar mai trebui să ne surprindă. Dar cât de dureros este, ca ultimul loc de pe planeta aceasta, unde ai crezut că adevărul va fi respectat, unde ai crezut că dorința ta de a te apropia de Dumnezeu va fi lăudată, încurajată. Și se află că și acolo, atunci când iei credința în serios, ești prigonit. Cât de descurajant poate fi acest lucru. Când cei care cu adevărat vor să se apropie de Dumnezeu sunt persecutați chiar în sânul bisericii. Asta este realitatea care o descrie Scriptura despre viața credinciosului. Asta ar trebui să fie așteptarea pentru viața ta. Nimeni nu o să te placă când ești credincios cu adevărat. Nimeni nu o să te placă când vrei ca să trăiești după principiile care le enunți. Nimeni nu o să te placă când ești o constantă amintire că ei sunt nedrepți. Că ei nu acordă cu dreapta credință. 2. Creștinul, prin toată această prigoană, prin toată această viață trăită ca un miel în mijlocul unei haite de lupi, trăiește în pace. Ai crede că creștinul este tot timpul terorizat. Este tot timpul cu palpitații de inimă. Dar nu este așa. Creștinul, deși ar avea toate motivele să aibă acele palpitații de inimă, să fie tot timpul în frică și în cutremur, creștinul este singurul din comunitate, din societatea în care se află, care trăiește în pace. Și asta dezechilibrează și deranjează pe cei din afară și mai mult. Nimic, absolut nimic, nu enervează mai mult pe un dușman când nu reacționezi la atacurile lui. Da? Noi credem de multe ori că reacția cea mai bună sau metoda cea mai bună de a reacționa atunci când suntem atacați este să ripostăm. De multe ori este mult mai eficient să nu faci nimic. Nu mergi acasă și se bate cu capul de pereți. Păi l-am înjurat, l-am făcut așa, așa și l-a stat senin. Și el se frământă luni întregi. Cum tu ai putut, ți-ai permis ca tu să fii neafectat de atacurile lui. În schimb, dacă tu ripostezi, da? Este proverbul acela, când vrei ca să te răzbuni, să sapi două gropi. Ce ai făcut? Neliniștea lui, acum este neliniștea ta. Violența lui, acum este violența ta. Ura lui este acum ura ta. În schimb, dacă tu răspunzi la atacul lui cu pace, ai câștigat. Creștinul întotdeauna trăiește în pace. Trăiește în pace. De ce? Sau cum? Uitați ce spune psalmistul în partea a doua, versetul 161. Dar inima mea tremură, și inima tremură totuși, dar nu din cauza atacurilor, nu din cauza prigoanei, doar la cuvântul tău. Ce cuvânt minunat, cuvântul acesta, dar. Întotdeauna semnifică ceva extraordinar. Noi eram morți, dar Dumnezeu.
Noi suntem prigoniți de oameni puternici, de oameni în autoritate, dar. E minunat acest cuvânt pentru că întotdeauna, după dar, vine ceva care este surprinzător. Vine ceva la care nu te așteptai. După prigoană și persecuție ar trebui să vină panică și teroare și frică și neliniște. Dar, spune psalmistul, pentru credincios vine altceva, vine o pace. Cum de nu este credinciosul cuprins de spaima persecuției? Pentru că inima lui este deja cuprins de ceva mai înfricoșător, mai terifiant. Inima mea tremură doar la cuvântul tău. Cuvântul cheie aici este cuvântul doar. Indică o copleșire așa de mare încât nimic altceva nu mai poate face inima să tremure de frică. Pentru că ea tremură din alt motiv. Ea este copleșită de altceva. Inferiorul lumii poate fi biruit doar de un superior al lui Dumnezeu. De exemplu, iubirea de păcat, care vine și ne propune lumea, nu poate fi biruită decât de ceva superior, și anume de o dragoste pentru dreptate. Nu este suficient doar rațional, eu nu vreau să fac aia pentru că, ci trebuie să iubești. Să iubești ceva mai mult. Să iubești pe Dumnezeu mai mult. Să iubești dreptatea mai mult. De asemenea, frica de lume sau frica provocată de lume poate fi biruită doar de ceva superior. Și anume, de frica de Dumnezeu. Eu nu mai am timp să fiu cuprins de spaima lumii. Pentru că eu am fost cuprins de grozăvia slavei lui Dumnezeu. Ca atare, pe mine nu mă mai cutremură ce fac dușmanii din lume. Pentru că sufletul meu este cutremurat de măreția lui Dumnezeu. Și prin ce altceva putem noi experimenta acest superior divin mai bine decât prin cuvântul lui Dumnezeu? Creștinul nu tremură înaintea persecuției pentru că inima lui tremură de frică sfântă înaintea lui Dumnezeu prin cuvântul care l-a copleșit total. Inima mea tremură doar la cuvântul lui Dumnezeu. Este cuprinsă de această frică, de această reverență sfântă a lui Dumnezeu prin cuvântul său. Ca atare, nu mai este loc să mă înspăimânt de prigoană. Să mă înspăimânt de moarte, să mă înspăimânt de atacurile dușmanului. Pentru că inima mea este total saturată, copleșită. Știți, copiii au acel truc, glumă, când e cineva și spune că doare ceva. Mă doare, nu știu, mâna. Pot rezolva problema. Știți cum se rezolvă problema? E de o durere mai mare. Îi trage o palmă sau îi smulge un păr și spune, mai te doare? Păi nu! Știți ce se întâmplă? Îl mai doare. Durerea aia a rămas. Dar a fost înlocuită cu o durere superioară, da? Dacă tu vii și spui, bă, mă doare așa un pic spatele. Dau o palmă să învârte capul. Zic, cum îți ții spatele? Nu mai simt spatele, mă doare capul. Da? Este ceva similar. Doar că frica păcătoasă este total distinctă, separată, diferită de frica sfântă. Frica sfântă nu este o palmă. Este un alt fel. Este o alt fel de copleșire, o alt fel de spaimă, o alt fel de teroare. Una bună, una benefică. Frica păcătoasă este o teroare a unui stăpân urât și diabolic care vrea să te subjuge. Ea te terorizează să faci munca ei murdară. Promite că dacă doar ai săvârși cerințele ei păcătoase, și atunci vei avea liniște. Te va lăsa pentru un minut să te odihnești de la acea teroare. Nu mă fă asta. Știu că trăiești în spaimă și oroare și n-ai liniște. Dar uite, dacă faci numai păcățelul ăsta, dacă îl faci, și o să ai o clipă de liniște, îți promit. Și după ce dai curs acelor cerințe, surpriză, frica păcătoasă este mincinoasă. Nu vine altceva decât amăgire și mai multă frică. Păi dacă oricum ai făcut și oricum ești pierdut și oricum ești un păcătos,
uite, mai am o singură cerință, un păcat un pic mai mare. Și atunci, poate că să-ți dau un repaus. Dar stăpânul ăsta malefic niciodată nu te lasă să te odihnești. Pentru că odihna nu-i aparține. Pentru că pacea nu-i aparține. Ea este doar frică. Ea este doar teroare. În schimb, frica sfântă este total altceva. Ea provine din alt loc. Are o altă rădăcină ca și natură sentimentală, duhovnicească, este total diferită. Și anume ea provine din dragoste. Frica divină este reverența omului credincios înaintea lui Dumnezeu. Este dragostea lui care reverberează înăuntru lui. Este acel sentiment când vezi ceva care este așa de frumos încât nu poți să nu fii copleșit. Toată ființa ta îți dau lacrimile. S-a întâmplat vreodată, nu știu, să vezi un lucru fantastic de frumos. Poate ceva în natură, poate la nașterea copiilor. Și încep, eu cel puțin, la prima fată am fost acolo, la a doua n-am fost și nu o să mi se lasă să uit niciodată. Și am fost în sala de operație. Și așteptam pe case. E așa. Era acolo un asistent care a văzut că urmează doar câteva clipe dacă mai mă lăsa și picam pe spate. Am vrut să mă ia în povești, numai să mă țină treaz. Pentru că eram copleșit de emoții, înțelegeam ce urmează să se întâmple. Era o frică, da? Dar un alt fel de frică. O teroare, o frică frumoasă, o frică reverentă, o frică care înțelegea că urmează să primim o binecuvântare fantastică. Ambele tremură, doar că tremură altfel. Și frica păcătoasă, și frica sfântă. Ea este omul, ființa omului care este copleșită înaintea maiestății și magnitudinii și frumuseții și de ce nu grozăviei lui Dumnezeu. Ea nu este coercivă, nu este violentă. Și totuși ființele noastre tremură în reverență înaintea lui Dumnezeu. Și cum unul care este îndrăgostit caută cu toată sârguința să facă pe plac celui iubit și cum gândul dezaprobării este o spaimă pentru cel care iubește cu adevărat, nu datorită unei pedepse, pentru că Biblia ne învață că acolo unde este dragoste desăvârșită nu mai există frică de pedepsă. Nu mai există loc de așa ceva. Unde este dragoste adevărată, există acceptare adevărată. Știi că ești acceptat și iubit indiferent de ce ar fi. Dar asta nu produce o neglijență, ci produce mai multă dragoste, mai multă atenție. Produce o frică de a dezamăgi. Credinciosul nu mai are cum să tremure în fața prigoanei omenești. Pentru că ființa lui este cuprinsă de spaima dragostei divine. Și el tremură din reverență pentru Dumnezeu în totalitate. Și nimic altceva nu-l poate afecta, pentru că toată ființa lui este deja cuprinsă de această reverență. 3. Credinciosul este bucuros. Credinciosul este bucuros. Dacă ar fi ca să cauți o etichetă, da, pentru creștinul modern, nu știu dacă bucuros este cea mai bună etichetă. Da, cum se pune pe Instagram. Hashtag bucuros. Nu știu dacă asta e pune la pocăință. Hashtag bucuros. Biblia spune că credinciosul este, în esența lui, bucuros. Eu mă bucur de cuvintele tale ca cel ce a găsit multă pradă. Să privim întâi magnitudinea bucuriei creștine. Ea nu este o bucurie mică. Ea este o bucurie fantastică. Ca cel ce a găsit multă pradă. Nu puțină pradă, dar multă pradă. Cât de bucuros ai fi dacă te-ai întoarce acasă de la serviciu din această dimineață și pe scările casei ai găsit un sac plin de bani. Mulți bani. Da? Nu așa un săculeț. Un sac mare. Și nu de un leu. Bagnote de 500 de lei. Cred că sunt de 500 de lei. Da? Mare, mare, cât de bucuros ai fi. Deja vă imaginați. Da? Oare e posibil? Frate Mihai,
Măcar la unul dintre noi, 10% dau la biserică, frate, promit. Nu? Parcă sunteți tentați. Vă jucați cu gândul ăsta. Cât de bucuros ai fi, cât de exuberant ai fi în bucuria ta, cât de mulțumitor ai fi, cât de mult ai împărtăși această bucurie cu alții. Ai spune din nou și din nou povestea. Nu o să-ți vină să crezi. Am fost la biserică și ați dat fratele Mihai un exemplu din ăsta fantastic, cum mai dă el cu milionul de euro. Dacă n-am ajuns acasă, era acolo! E incredibil! Un milion de euro într-un sac mare, exact cum a descris. E fantastic. Și n-am făcut nimic pentru el. Nu mai era acolo. Cred că la toți ai spune. Fiecare musafir care ți-a trece pragul. Ți-am zis povestea. Mi-ai zis, hai că să mai spun o dată. De ce? Bucuria te-ar copleși. Ce produce în credincios o asemenea bucurie? De așa magnitudine. Banii, bunurile materiale, plăcerile lumești, nu. Eu mă bucur de cuvintele tale. Să reluăm experimentul, da? Plecați de la biserică și acasă te așteaptă pe scări într-o cutiuță cu fundiță, frumos, o Biblie. Deschizi rapid, crezând că poate tu ai nimerit milionul și este o Biblie, într-adevăr, de piele frumoasă, dar o Biblie. Fiți sincer, dacă m-aș prezenta la ziua unui dintre dumneavoastră cu o Biblie, n-aș spune că cel mai slab cadou. Din toți care au venit cu un cadou, fratele Mihai a venit cu cel mai slab cadou. Cu o Biblie. Acum, săracul e păstor, nu știe altceva. Da? Compară puțin cele două sentimente lăuntrice care s-au produs în tine. Compară cât de mult a fugit gândul tău la sacul de bani și cât de scurt a fost experimentul vis-a-vis de Scriptură. Întâi când ți-ai imaginat bogățiile, apoi când ai închipuit o Biblie pe scările de acasă. Sau să ne gândim altfel. Dacă mâine, din pricina unui dezastru, poate dezastru natural sau cine știe, un război sau așa ceva, ar fi nevoie să fim evacuați, să părăsim locuințele noastre și să mergem undeva departe. Să-ți faci bagajul și să fii relocat undeva, să fii trimis undeva în exil. Care ar fi primul obiect care l-ai pune în valiza ta? Și care ar fi ultimul lucru care ai verifica să fii sigur că nu lipsește din bagajul tău? Ar fi cuvântul lui Dumnezeu? Sau n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu? Cu siguranță ne-am asigurat că avem pașapoartele, cu siguranță ne-am asigurat că avem haine, cu siguranță ne-am asigurat că poate avem albumul de poze, laptopul, telefonul, una alta. Dar oare am plecat din casă, am ajuns în mașină și am zis, hei, a luat cineva Biblia? Nu, lasă că... Începem să ne dăm seama că sistemul nostru de valori, pentru că asta este sistemul de valori, da? Lucrurile din viața ta puse în ordine după cum te afectează, după ce îți produc, după câtă bucurie produc în viața ta, da? Și în mod normal ar trebui să fie Dumnezeu care intră în comuniune cu noi prin cuvântul Său, da? Familia, biserica și restul. Și s-ar putea ca la noi să fie invers. 4. Un credincios este un iubitor al adevărului. Iubește adevărul, un apărător al adevărului. Versetul 163. Urăsc înșelătoria, urăsc minciuna. N-o pot suferi, dar iubesc legea ta. Creștinul iubește legea lui Dumnezeu pentru că este revelația adevărului și urăște în contrast orice este fals. El urăște trăirea falsă, adică o trăire în păcat. El urăște vorbirea falsă, orice este minciună, orice este neadevărat. El urăște inclusiv gândirea falsă. Orice filosofie greșită, orice doctrină care contrazice adevărul Scripturii este de nesuferit pentru creștin. Îl doare când aude așa ceva. Îl doare, face alergie la așa ceva. Un creștin care nu este preocupat de adevăr este o contradicție în termeni, este un oximoron. Este cum ai spune că este un medic care nu este interesat de medicină. Nu știu cât de medic este acel medic. Cel puțin eu n-aș vrea să mă tratez la un asemenea medic. Dacă a intrat în cabinet la medic și a spune eu sunt doctorul Cutărescu,
Ce vă pot spune despre mine? Nu-mi prea place medicina, nu mă prea interesează, e cam irelevantă, hai să te consult. Nu, mersi, mă duc la privat. Mulțumesc. Nu? Un creștin care nu este pasionat de adevăr și repulsat de neadevăr este o contradicție în termeni. Până la urmă, nu Mântuitorul nostru a spus că El este calea, adevărul și viața? Este în ADN-ul nostru. Adevărul face parte din ADN-ul nostru ca și creștin. Noi ne dorim adevărul în toate lucrurile. În toată existența noastră. În viața personală, în viața profesională, în viața spirituală mai ales, vrem adevărul. Creștinul are o reacție alergică, adversă la neadevăr, la minciună. Nu pot suferi. El caută să se alimenteze întotdeauna cu ce este adevărat. Și aceea, prin excelență, se găsește în Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, el întotdeauna aleargă la Cuvântul lui Dumnezeu. Aleargă la casa lui Dumnezeu. Aleargă la părtășia cu frații lui care stau în jurul Cuvântului Dumnezeu. Aleargă la studiu biblic. Aleargă la meditarea asupra Cuvântului. Pentru că de acolo se alimentează cu ce este adevărat. Și pentru creștin, adevărul este ca și o sursă de hrană. Ca și apă curgătoare, limpede, curată pentru sufletul lui. Și se consumă toată viața lui, apărând adevărul, demascând minciuna, luptând pentru ce este drept și curat. Și când seacă în puteri, din nou merge la sursă, din nou merge la izvor și bea din apa limpede a Cuvântului lui Dumnezeu. Și pleacă luptând pentru adevăr. Se consumă, se obosește, se demoralizează și din nou îl vezi cum vine la izvor. 5. Creștinul este prin esență și prin excelență un închinător. Are o viață de laudă. Te laud, versetul 64, te laud de 7 ori pe zi din pricina judecăților tale cele drepte. Te laud de 7 ori pe zi. În primul rând, te laud indică mai mult decât o dispoziție. De multe ori ne vorbim despre faptul că tot ceea ce facem este spre lauda lui Dumnezeu sau spre slava lui Dumnezeu. Dar aici este vorba de mai mult decât o dispoziție. Că psalmistul pur și simplu are o dispoziție de laudă sau de reverență. Da? Pentru că dacă n-ar fi așa, nu mai face sens de ce el spune de 7 ori pe zi. Nu specifici ceva numeric dacă vrei ca să arăți pur și simplu că există o dispoziție generală. Dar niciodată nu există nimic punctual. Deci eu tot timpul laud pe Domnul, dar punctual când ai făcut o săptămână asta? Păi niciodată. Nu despre asta e vorba. Aici e vorba despre o dispoziție pusă în practică, despre o acțiune. Și psalmistul este activ în lauda sa. Și am văzut lucrul acesta în Psalmul 119. El este activ în lauda în rugăciune, el este activ în lauda prin citirea și studiu biblic, el este activ prin lauda în închinarea corporativă, el este activ prin cântare, el este activ în laudă, el laudă. Nu doar are o dispoziție a laudei. De 7 ori pe zi. 7 este numărul perfecțiunii. Prin asta psalmistul nu cred că neapărat vrea să ne spună că trebuie să avem 7 momente distincte, preprogramate, pentru a avea momente de laudă în timpul zilei, deși nu este exclus lucrul acesta, să ai momente preprogramate, puse deoparte, cât de scurte sau cât de lungi pentru a lăuda pe Dumnezeu, ci că în mod intenționat, ziua lui cuprinde o abundență de laudă. De aceea folosește, cred eu, numărul perfecțiunii. Există o perfecțiune a laudei. Ziua lui este cuprinsă de laudă. Nu este așa, eu îmi trăiesc toată ziua cum vreau eu și cândva mă opresc 3 secunde și zic o rugăciune, Doamne, te laud că m-ai ținut în viață astăzi. Nu. Și de dimineața și până seara, ziua mea este plină de laudă, este caracterizată de laudă, de momente de laudă. Poate este o cântare cântată la volanul mașinii. Eu nu mai cânt că cu permisul suspendat, da? Dar când pot să cânt ca și pasager, e și mai bine. Poate este o rugăciune spusă când stai și aștepți autobuzul. Dacă mai așteptăm autobuzul, e rușine să mergem cu autobuzul. Dar poate stai acolo, în stație de autobuz, și te uiți la ziua aceasta minunată și în mintea ta începi și vreau să-mi iau 3 minute până vine autobuzul să-L laud pe Dumnezeu.
Poate este un timp de meditare, pus deoparte, 15 minute, la final de zi sau la început de zi, să meditezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Și la final de zi, când se încheie ziua, dacă ar fi ca să ne uităm la ziua ta, am spune, da, a luat micul dejun, a mers la muncă, s-a dus la medic, dar toată ziua a fost caracterizată de laudă. Cum știm asta? Au fost momente punctuale de laudă de-a lungul zilei, da? Există un timp pus deoparte pentru laudă în rugăciune, pentru laudă în cântare, pentru laudă în cuvânt, pentru laudă în părtășie, pentru laudă la biserică. Cum am mai spus, eu am mari dubii despre cei care laudă pe Domnul tot timpul, numai miercuri și duminică n-au timp. Nu cred așa ceva, nu pot să cred așa ceva. Da? O constanță în lauda de zi cu zi culminează, se consumă într-o laudă corporativă. Și vedem din nou, psalmiștii tânjesc după închinarea în mijlocul adunării. Tânjesc lucrul acesta, mai ales când sunt ținuți departe din diverse motive. Din pricina judecăților tale cele drepte. Motivul principal și instrumentul principal al laudei noastre este Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul ne descoperă pe Dumnezeul demn de laudă. Pe cine am lăuda? Dacă n-ar fi fost revelația lui Dumnezeu. Păi frate, este revelația naturală. Revelația naturală nu este suficient pentru o laudă adevărată, în duh și adevăr. Trebuie ca să-L descoperi prin revelația specială, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu pe care-L lauzi? Care este natura Lui? Care este caracterul Lui? Și atunci poți ca să-L lauzi pe acest Dumnezeu. Cuvântul ne învață cum să-L lăudăm. Este un bun didact. Ne spune pe cine să lăudăm și ne învață cum să îl lăudăm. Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai potrivit pentru a lăuda pe Dumnezeu. Cuvintele Lui. Nu sunt alte cuvinte mai descriptive, mai minunate, care pot ca să aducă laude la adresa Lui. Dacă cineva știe cum să vorbească drept despre Dumnezeu, este Dumnezeu. Nu pot eu să-L descriu mai bine. Nu pot eu ca să enunț adevăruri mai frumoase despre El decât El. Asta înseamnă că în laudă și în închinare, noi nu căutăm să fim originali. Noi căutăm să fim inspirați, între ghilimele, adică adoptând un limbaj din Sfânta Scriptură, adoptând expresii, gânduri din Sfânta Scriptură, pentru că nimeni nu poate să se închine mai frumos și să aducă laude la adresa lui Dumnezeu mai frumoase decât cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, chemarea la închinare, la noi în biserică, da? Primul element din închinarea noastră este una biblică. N-ar putea fratele Ciprian sau fratele Sorin sau fratele Mihai să gândească o introducere, o chemare, un apel la închinare mai frumos decât Scriptura. Oricât aș sta eu, ok, cum facem? Bun. Mă duc în față. Bună ziua, fraților! Nu. Slavă Domnului că suntem... Nu. Orice aș face, da? Oricât de fantastic, oricât de excepțional, nu? Nu știu, ieșe fum în spatele meu, artificii, luminile... Nu poate fi la fel de eficient decât cuvântul inspirat, prin care îl ascultăm pe Dumnezeu, prin cuvântul Său, chemându-ne la închinare. Da? De aceea tot ceea ce facem în cadrul închinării trebuie ca să fie saturat de cuvântul lui Dumnezeu. Cântările trebuie să aibă un mesaj care este scriptural. Rugăciunile noastre trebuie ca să fie scripturale. Trebuie să existe corespondent pentru ceea ce spunem, da? Când asculți o rugăciune sau când te rogi tu, gândește, ok, corespunde ce spun eu aici ceva din Scriptură? Pot ca să mă gândesc la un verset care să corelează cu lucrul acesta? Nu. E o problemă. Cuvântul este instrumentul cel mai eficient pentru a lăuda pe Dumnezeu și cuvântul este instrumentul prin care ne întâlnim, îl cunoaștem pe Dumnezeul Scripturii. 6. Perseverență. Creștinul perseverează pe această cale pe care se află. Cei ce iubesc legea ta au parte de multă pace și nimic nu îi poate face să se împiedice. Priviți legătura între pace și perseverare. Întâi ne întrebăm,
perseverarea începe, evident, cred că este evident, într-o stare de credință și într-o viață după cuvântul lui Dumnezeu. De ce este nevoie de pace? Pentru că Psalmistul spune că cei care iubesc legea au parte de multă pace și legat de aceasta, spune eu, ca și consecința acestei păci care există, această pace care au primit-o, ei nu se vor împiedica. De ce este nevoie de pace? Pentru că ceea ce face păcatul eficient, ceea ce face păcatul posibil, este frica, opusul păcii. Gândiți-vă la primul păcat. Șarpele și Eva, în grădina Edenului, exista pace, exista împlinire, exista liniște. Și șarpele vine și prin vorbele lui induce în Eva frica. Care este frica? Frica este că există ceva mai bun care Dumnezeu nu vrea să împărtășească cu ei. Eva, da, ți-a dat grădina asta, te-a pus aici, tot e perfect. Dar știi de ce nu vrea Dumnezeu să mănânci din pomul ăsta, nu? Că atunci vei fi ca el. Și începe frica. Băi, dacă e așa, dacă Dumnezeu ăsta care mi-a dat viață, care mi-a dat hrană, care mi-a dat absolut tot, totuși ține ceva de la mine, îmi lipsește ceva, pierd ceva, începe frica. Și frica te terorizează. Și când ești terorizat de frica păcatului, cedezi păcatului. Și această frică a împins-o pe Eva să ia fructul. De asemenea, și astăzi păcatul funcționează pe bază de frică. Dacă nu mă duc să fac, nu, mă duc la petrecerea aia, dacă nu mă duc la... Poate ratez ceva. Poate nu o să mai am ocazia vreodată să simt o asemenea bucurie. Dacă nu fac compromisul ăsta și nu câștig banii ăia, ce se va întâmpla? Și nu pot plăti rata aia? Da? Aplicațiile le puteți face dumneavoastră. Frica stă la rădăcina păcatului. Frica este ceea ce ne împinge în păcat. În schimb, perseverența în sfințenie are la bază pacea. Cunoștința lui Dumnezeu în așa fel. Știi că ești în păcat cu El. Știi că este de partea ta. Știi că nimic și nimeni nu te poate smulge din mâna lui. 7. Credinciosul este caracterizat de o credință vie. O credință vie în contrast cu una moartă sau cu una falsă. Doamne, versetul 66, Doamne, nădăjduiesc în mântuirea Ta, împlinind poruncile Tale. Aproape că nu există nici loc de respirație acolo. Da? Nădăjduiesc în mântuirea Ta, împlinind poruncile Tale. Adevărata credință este aceasta. Cred împlinind. Cred lucrând. Nădăjduiesc împlinind poruncile. Nu există vreo contradicție între credință și faptă. Ele merg mână în mână. Există o relație corectă. Credința este rădăcina și din ea izvorește, din ea ieșe această viață trăită după voia lui Dumnezeu. Pe când falsa credință, care se manifestă în diverse feluri, dar un spectru ar putea fi descris, într-o parte avem legalismul. Legalismul este acesta. Cred că sunt dreptățit prin faptele mele. O să ajung la finalul vieții mele, ajung înaintea lui Dumnezeu și când mă va întreba Dumnezeu de ce ar trebui să te las în împărăția mea, eu să-mi scot CV-ul. Doamne, dar n-am făcut noi? Dar n-am aia, dar n-am prorocit, dar n-am scos dragi, dar n-am mers la biserică, dar n-am predicat, dar n-am dat bani la săraci. Doamne, eu sunt îndreptățit prin faptele mele. Asta e legalistul. Și legalistul e în stare să facă lucruri extraordinare. Să-și vândă toată averea, să-și dea trupul să fie ars. Și totuși el nu este justificat pentru că el crede că se poate auto-justifica. El nu caută neprihănirea care o dă Dumnezeu în dar. Nu prin lege, nu prin fapte. El vrea neprihănirea lui. El vrea faptele lui să fie cântărite. El vrea balanța de la finalul vieții în concepția ortodoxă. Da? Pe cealaltă parte a spectrului este libertinismul, care spune că crede, dar nu împlinește nimic din ceea ce cere credința. Trăiește cum vrea, să păcătuim, să mulțească harul. Da? Asta este
teologia practică a libertinismului. Adevărata credință începe cu o schimbare lăuntrică. Versetul 67. Sufletul meu păzește mărturiile tale și le iubește. Sufletul întâi iubește și vrea să păzească. Da? Sufletul nu face nimic fizic. Dar sufletul face ceva în lăuntru. El iubește și își dorește să păzească. Le ține strânse de inima ta acele porunci. Și apoi aceasta dă naștere la o trăire exterioară. Întâi este o transformare interioară a sufletului și apoi rezultă o trăire exterioară. Pe când falsa credință, de fapt, urăște pe Dumnezeu, urăște poruncile lui și se iubește doar pe sine. Legalistul detestă pe Dumnezeu așa de mult, deși se consideră un om foarte religios, încât nu poate să accepte neprihănirea lui Dumnezeu în dar. Nu poate. El se iubește pe el prea mult ca să aibă Dumnezeu dreptul să spună că i-a dat-o în dar. Că n-a meritat. Nu pot, eu nu pot să primesc așa ceva. Am o opinie prea valoroasă despre mine. Eu trebuie să merit ca să primesc ceva de la Dumnezeu. Și legalistul se zbate toată viața, pentru că de fapt, în adâncul, în ascunsul inimii lui, el îl urăște pe Dumnezeu. Și urăște cuvântul lui Dumnezeu. Dar vrea să ajungă la final și să dovedească că el a făcut. El a fost în stare. Libertinismul își bate joc de bunătatea lui Dumnezeu și desconsideră dreptatea sa. Să o spunem în mod românesc, îl ia de prost pe Dumnezeu. El crede că poate să vină și să spună așa declarații din astea ușoare și după aia să zică, îți place să dai har? Îți place să fii bun? Îți place să ierți? Păi hai să-ți dau niște motive să ierți. Nici nu ți-ai putut închipui, Doamne, cât de păcătos pot eu fiu, să fiu. Și merge și trăiește cum vrea el. Da? Dovedind că nu s-a produs nimic în lăuntru. N-are voință nouă. Da? Sufletul lui nu vrea și nu iubește legea lui Dumnezeu și nu îl iubește pe Dumnezeu. El desconsideră și bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu. Bunătatea pentru că crede că este meritată, că Dumnezeu trebuie să-l ierte. Hai să păcătuim să mulțească harul, ar spune libertinistul. Da? Și dreptatea pentru că spune Dumnezeu latră mult Dumnezeu, între ghilimele, da? Latră mult. Da, e prea bun ca să fie drept. E prea bun să mă trimită în iad. Surpriza va fi că Dumnezeu este în mod egal bun și drept, dar și mânios și sfânt. Și cele din urmă, oamenii aceștia vor realiza că s-au amăgit amarnic. În concluzie, credinciosul îl descrie psalmistul ca și unul care trăiește toată viața lui înaintea lui Dumnezeu. De parcă ar fi înaintea lui Dumnezeu. Păzesc hotărârile și mărturiile tale, căci toate căile mele sunt înaintea ta. Credinciosul trăiește coram deo, ceea ce în latină înseamnă față în față cu Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu. Credinciosul înțelege că Dumnezeu este prezent și vede toată viața lui, și în lăuntru lui, și în afara lui, peste tot și tot timpul. El știe că Dumnezeu este cu el la servici, el știe că Dumnezeu este cu el la biserică, el știe că Dumnezeu este cu el pe stradă, el știe că Dumnezeu este cu el acasă, el știe că Dumnezeu este cu el când nu-l vede nimeni. El știe că trăiește viața descoperită în fața lui Dumnezeu. Ca atare, pentru că știe că Dumnezeu este acolo și pentru că îl iubește pe acest Dumnezeu și nimic nu l-ar durea mai mult pe credincios decât să privească pe fața lui Dumnezeu dezamăgirea și durerea păcatului lui. Când Dumnezeu privește la noi și vede răzvrătirea noastră și păcatul nostru și desconsiderarea noastră, nimic nu poate ca să rănească mai mult pe credincios decât să producă asemenea reacție de la Dumnezeu. Și pentru că trăiește privind și fiind privit de Dumnezeu, păzesc hotărârile și mărturiile tale, căci
toate căile mele sunt înaintea ta. Amin.